S-au întâlnit doi la mijlocul drumului și nu știu care se treacă primul. Ce înseamnă? Până la urmă, unul a cedat și altul s-a simțit împlinit, satisfăcut. Strada bulgară lângă casa lui Candu. Plahotniuc nu mai trăiește aici. E undeva fugar peste hotare. Ca să vedeți ce stradă pietonală a făcut aici de mântuială. Cu butulații ăștia de îngrădire de acces. Zonă pietonală, exact cât casa lui Candu și a lui Plahotniuc. Probabil că aici undeva trăiesc. Trăiau. Ca au ieși casă peste hotare, dar în Chișinău aici și-a făcut lângă pretură. Și ca zonă pietonală. 100 de metri. Și dincolo iar sunt bariere din astea mobile. Ca la mafie și-a făcut. Și pretura-i complice. Strada asta toată ar trebui să fie pietonală, că e întreruptă de piața centrală. Dar ei nu. Făcut doar aici. 100 de metri ca să aibă acces boierul. Și acolo sunt bariere în spate. Mai timp vi le-am mai arătat, dar merită să mai arăt o dată. Cam am să fac 2 ani de când unii declară că l-au învins Plahotniuc și l-au făcut să plece. Numai că Plahotniuc a fugit, dar cauza lui a rămas. Ia uitați-vă. Bariere peste tot. Pentru boieri. În jurul casei lui, bariere. Ca să intre numai boieri, milionari. Dacă tot milionarii au rămas la putere, ca Plahotniuc, sau poate mai răi decât el. Alo! Bună! Da, eram în centru și am vrut să întreb ce adresă are sediu, că m-am înscris ca alegător în oraș și acum mă duc la Pepin, cum am crezut. Ei, eu de-am pus puțin, 10, nevajne. Cred că tot așa e și secția. N-am găsit pe internet nicăieri, nu scrie. Aveți nevoie de mine la sediu? Aha. Înțeleg că azi e ultima zi când putem să mai înregistrăm candidați. Bine. Pisica. Deci spioana mafioților. Ai văzut și bariere și-o tras în stânga și în dreapta. Tătăi cu bariere aici. Încă o pisică. Numai spion pe aici. Vorba lui Harizjana. Iară bariere. Pentru că NBC-ul ăsta tot afacerea lui Plahotniuc. Și-a pus străjeri lângă Procuratura Generală. Ca să vezi ce pretenții are mafia. Recunoașteți stâlpii? Exact ca în strada bulgară. Aici e armenească deja. Acolo-i lux și aici e mizerie. Trotuare sparte, cu mașini parcate prima bandă, stradă sufocată și oameni care vând și le-au mai rămas prin casă. Sau cireșe, și care au cireșe-s boieri.